În timp ce adulții lasă munții de gunoi în urma lor atunci când merg la pădure, copiii vor să păstreze planeta curată și acceptă să facă ecologizare în zone pe care și autoritățile le-au abandonat. Elevii de la mai multe clase din școala Nicolae Bălcescu din Ploiești au mers astăzi să adune gunoaiele din pădurea de la Bucov. Acțiunea face parte din proiectul Gândește verde, gândește curat, pe care elevii l-au luat în serios. Am venit aici pentru că de obicei oamenii vin aici înainte de Paște la picnic și lasă în urma lor o grămadă de gunoaie. Ce acțiune este asta de astăzi? Activitatea de astăzi se numește Gândește verde, trăiește curat, în proiectul Gândește verde, gândește curat. Nu, am mai strâns și gunoaie din curtea școlii și vrem să le transmitem oamenilor să nu mai arunce gunoaie peste tot, pentru că noi vrem un mediu mai curat. Păi da, pentru că aici vin cei mai mulți oameni la picnic și fac cele mai multe gunoaie. Și am venit să le strângem ca să fie un loc curat. Ce ar trebui să facă oamenii? Când vin la picnic să aducă cu ei ce? Să aducă saci, menajeri și acolo să-și pună gunoaiele și să le ducă acasă, nu să le lase aici. Pe lângă latura ecologică a proiectului există, bineînțeles, și cea educativă. Considerăm că astfel, în viitor, ei nu-și vor lăsa gunoaiele la întâmplare și nu va mai fi nevoie ca să strângă alții după ei. Toate activitățile de la școala Bălcescu au avut ca țintă educarea lor și să-i determinăm să devină ambițioși și responsabili. Într-o oră de muncă, elevii au strâns mai mulți saci cu gunoaie. Au lucrat cu zâmbetul pe buze, cu atât mai mult cu cât după acțiune au mers împreună cu profesorii la joacă în Parcul Bucov. Școala Nicolae Bălcescu participă pentru a doua oară la proiectul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova și data trecută chiar au fost premiați.